După două eșecuri în campionat și eliminarea din Cupa României, fotbal club Zalău a obținut sâmbătă prima victorie din acest sezon, câștigând cu scorul de 1-0 disputa susținută în deplasare în compania sătmărenilor de la Recolta Dorolț. Fotbal Club Zalău a obținut sâmbătă după amiaza prima victorie în campionat, câștigând cu scorul de 1-0 meciul susținut în deplasare împotriva formației Recolta Dorolț, echipă ce se situează pe ultima poziție în seria 5 -a. Dorni să spele șecurile înregistrate în primele două etape din campionat, dar și eliminarea din faza 3 a Cupei României, Jucătorii de la FC Zalău au început în forță jocul de la Dorolț, dominând clar prima parte a disputei cu formația sădmăriană. După trei ocazii clare la poarta gazdelor, alba albaștri au deschis scorul în minutul 31 prin Gabriel Coți. Prima parte s-a jucat aproape numai în jumătatea de teren a gazdelor, doar intervențiile salvatoare ale portarilor Oșan, făcând ca FC Zalău să aibă numai avantaj minim la pauză. În partea secundă, jocul a devenit mai echilibrat, având și ni câteva situații bune de a restabili egalitatea, în special în finalul partidei. Dacă în prima parte s-a remarcat portarul gazdelor, în ultimele minute a venit rândul lui Băican să iasă în evidență. Golchipărul Zeleoan a avut câteva intervenții salvatoare, în special la lovitura liberă executată în ultima fază a meciului de la Uruc. În urma celor trei puncte acumulate, formația Zeleoane a urcat pe poziția 11 în clasament, urmând ca vineri să întâlnească pe teren propriu Fece Bistrița.